Ne, cine a nis, acum se strângă. A nis mai bine de 24 de ore și continuă să ningă. Astăzi am luat ruleta să vedem cât a nins mai exact. Aici a nins aproape 20 de centimetri. A, aici mai puțin. Aici 7, 8. Cam puțin, de cineva mai mult? Aici se vede cel mai bine că sunt 18 centimetri. Da. Și dacă tot am adus ruleta cu mine, astăzi o să răspundem la întrebarea: contează sau nu fiecare centimetru? Hei, Neața! Neața! Contează fiecare centimetru? Da! Înțeles. Contează. Nu știu că sunt începător, frate. Absolut. Da. Da, da. Fiecare și jumătate de centimetru. O! Ce ziceți? Contează? Da. Contează. Atunci mai tragi un pic de ruletă. Să fie, să fie. Oho! Iau ce mare s-a făcut. Da, contează. Cum? Ce a spus? Contează? Eu sunt mama și contează. Da, contează. Bun. Perfect. Da. Da. Da, aici da. Contează fiecare centimetru? Aici da. Contează. Contează, cel mai mult. Contează, acum contează. Asta este prima intrare la teleschii pe Pârtia Bradu din sezonul 2023. Așa e. Totuși, lucrurile nu sunt atât de albe precum par, adică, uite, aici, în zonele de trafic intens, a apărut deja iarba, dar nu-i nimic, avem tunuri de zăpadă care funcționează și, desigur, ne ajută și mama natura, astfel încât să creștem centimetru cu centimetru și să ajungem la dimensiunea potrivită pentru un ski perfect, desigur. Contează fiecare centimetru? Contează. Contează. Da. Da. 2 metri minim de zăpadă să fie. Așa să fie. Am cumva senzația și sentimentul că iarna a fost aici dintotdeauna, adică totul se desfășoară într-un firesc de nedescris. Și da, se pare, conform spuselor celor de mai devreme, că fiecare centimetru contează. Este oficial prima zi de ski în masivul Postăvaru și vor urma multe de aici înainte. Dacă ți-a plăcut acest clip, dă-i un like, share-ul e binevenit și, desigur, abonează-te să fii conectat la tot ceea ce se întâmplă aici pe canal.